Hello, hello, comandos, ce mai faceți? Bine? E cald, e vară, în loc să fiu la mare, vă prezint acest video mici, vegan, sau nu vegan, vegetarian mai degrabă, mă scuzați, pe care s-a întâmplat ceva cu ei. Dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat, vă țin în suspans și rămâneți până la capăt. De aia am pus și premiera, ca să vedeți pas cu pas ce s-a întâmplat cu micii vegetariene a lui Papi Kitchen. După cum vedeți, am luat niște dovlecei din grădină, organică, 100%, pe care i-am răzuit, folosesc și niște ceapă pe care o toc mărunt și mai am acolo usturoi și cimbru verde. N-am folosit un cuțit adecvat, am folosit un cuțit mai degrabă pentru tăiat carne. A, nu, e cuțitul șef, cuțit de șef, nu știu de ce am zis lucrul ăsta. Ok, da, nu știam dacă să-l pun sau să nu-l pun, am zis că hai să pun, ca să luați aminte și de lucrurile negative care se pot întâmpla și care aș dori să nu le faceți și voi, că dacă de cele mai multe ori îmi reușește ceea ce fac, astăzi nu mi-a reușit. Ați aflat deja o parte din adevăr. Ce s-a întâmplat? Asta e realitatea. Trebuie să ne conformăm situațiilor, să deschidem ochii mai mari, să gândim mai mult și să punem în aplicare, așa cum se cuvine, ceea ce ne dorim să facem. Chiar să ne inspirăm și de la alții, pentru că de-aia punem video în care să ne inspirăm. Și dacă aș fi știut că unele chestii care ar fi trebuit să le fac, poate nu s-ar fi ajuns la acest lucru. Usturoiul e foarte bun, e tânăr, e proaspăt. Am mâncat și un cățel și e dulce, așa să zic. Bine că e usturoiat, se simte. De mult mi-am propus să fac niște mici vegetariene. Deja nu i-am reușit pe aceștia, dar dacă mai făceam și vegan, cred că eram încă de la început pe delături. Cum am zis că dovlecei se simțeau stingheri, am zis să pun și niște cartofi. Nu sunt din grădină, sunt cumpărați de la bio de data aceasta. De aceea, totdeauna spun că organic 90%, sau de fapt ce este și ce nu este. Dacă e un plating, spun de plating că e 90%, dacă e un produs, spun că e 100% sau cât o fi acolo. După cum vedeți, am plecat bine, am răzuit pe răzuitoare în toate felurile, am început, am oprit și am ajuns și la sfârșit să nu fie clipul prea mare, să nu vă plictisiți, dar n-aveți încotro de data asta, trebuie să mergeți până la capăt. Opa, surpriza, bulgur. Măi, sincer să fiu, l-am luat așa, că auzim bulgur, bulgur văzând și pe alte canale. Zic, ce-o mai fi și ăsta? N-am citit când am cumpărat pachetul. Acum, când l-am desfăcut, zic, ia să mă uit pe spate să vedem ce calități nutriționale are și ce e de fapt bulgurul ăsta. Păi e grâu concasat, oameni buni. E grâu care e făcut în bobișoare mai mici, după cum vedeți aici. Ok, zic, am mers pe varianta aceasta, zic că merg până la capăt. Un comandos merge până la capăt. Comandos e luptător și trebuie să ajungă până la izbândă. L-am pus la fiert, bulgurul ăla, și acum asezonez cu ceea ce vedeți și recunoașteți mixtura mea de bază pe care
o să o folosesc la mici vegetariene. Am pus sare, piper, am aici un amestec din Oceanul Indian care l-am cumpărat de pe insula La Reunion. E un amestec de toate ingredientele exotice care le știți, coriandru, piper, tot felul de lucruri, curry, curcuma și fenic, fenugrec, da. Aici tot de acolo am cumpărat amestecuri care mi s-au părut mie mai, cele mai fantaziste, parfumate, aromate. Și adaug după simțurile mele atât cât este necesar ca să dau gustul ăla de mici. Paprika dulce. Toată lumea cunoaște. Era musai să pun puțin. În același timp simt narine cum îmi invadează așa mică pulbere care se ridică datorită curentului și care invadează narinele și mă face să strănut, dar nu am strănutat. Cum ați văzut, bulgurul fierbe, nu cred că a durat mult, vreo 10 minute până să fierb că imitit el. Trec la amestecul acestei compoziții care să vedem la sfârșit ce a ieșit din ea. Dar dacă ați ajuns până aici, nu uitați să vă abonați. Lăsați în special un comentariu cât de mic acolo. Bă, am venit și eu la tine, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Na, să vezi că ți-am dat dislike, că uite, faza aia nu mi-a plăcut cum ai făcut-o. N-a fost pe placul meu. Deci sigur că să râd într-una în alta ca placa aia de pe timpuri când era zgriată și sărea. Așa fac și eu. Sigur că la acest video o să am numai dislike-uri și să vedem dacă YouTube-ul îi place. Na, o las, dacă nu. Dacă o să fie prea multe dislike-uri, îl las. Asta e canalul. Doar nu fac copyright. Vedeți de ce am zis vegetarian? Pentru că folosesc și ingrediente de proveniență animală. Dacă nu foloseam, bine că nici dacă nu foloseam, nu puteam să folosesc vegan, pentru că atunci când folosești vegan, tu însuși trebuie să fii vegan. Vegan fiind acela care nu mănâncă, nu consumă, nu are nimic din ceea ce provine de la animale. În mare, tot ce a fost înainte de potopul lui Noe și după potopul lui Noe, adică înainte de potopul lui Noe se mânca numai vegetale, dar uite că nu știu dacă oamenii erau îmbrăcați. Ba da, erau îmbrăcați cu piele de cămile, Sfântul Ioan Botezătorul. Deci nu puteți să zicem că au fost vegani oamenii înainte de Hristos și după Hristos. Bulgurul s-a umflat frumos. Chiar data viitoare o să-l folosesc la o colivă, că mi-a plăcut foarte mult textura. Și am zis să îl pun în amestecul meu ca să creez, cum să zic, starea la pufoasă la mici. Oare am reușit sau nu? După cum vedeți, n-am scurs zeama de la legume, pentru că mi-am zis că bulgurul ăsta o să mai se îndoape, să mai absoarbă zeama asta, lichidul ăsta, și cum s-a îmbibat de aromele pe care le-am pus, de ingredientele pe care le-am pus, de condimentele pe care le-am pus, am zis că o să fac o afacere extraordinară. Până aici totul merge bine. Recunoașteți și voi că nu ați văzut niciun lucru care să nu fie la locul lui. Am zis că ouălele își fac treaba, ca de obicei, știți că el leagă ouă. L-o fi legat, nu l-o fi legat, asta rămâne să vedem mai pe sfârșit. Deci cei ce v-ați abonat, nu uitați să activați clopoțelul, cei ce ați activat clopoțelul, nu uitați să lăsați un comentariu. Ce părere aveți voi despre acest mici vegetarieni fatali pentru Puppy Kitchen, dar care vi arată ca să
învățați și voi să trageți consecințe din ceea ce nu ar trebui să faceți. Aveți grijă că la început ați văzut platoul ăla s-a mișcat, ați putea să-l arătați cu degetul. Vreau să-mi formez reflexele să mă duc așa după el. Nu mă grăbeam și am zis că merge. Dacă nu, trebuie să puneți o cârpă udă sau o bucată de hârtie udă, știți voi, hârtia aia care șterge totul, noi folosim foarte mult. Amestec acest maglavais care ar fi trebuit să fie mici și care ar fi și gust, bineînțeles, să gust crud cum e, să vedem ce iese. Mai să știți că la gust excelent, excelent. Îl bag la frigider ca să se îmbibe jusul ăla, cum am spus, în sucul ăla, să îmbibe, să fie atras de bulgur, de grâu, sfărâmat. Așa. Și până atunci, cred că o să prepar altceva ca să nu vă țin în fața camerei. Am uitat video că l-am făcut acum vreo 3 săptămâni. Trebuie să mă uit și o să aștept să văd ce se întâmplă. De aceea sunt momente când vă vorbesc de altceva și vă distrag atenția ca să pot să am comentariu până la sfârșit în care să nu fie pauză. Trebuie să vă spun că o să vă cerc să vă pun și o muzică frumoasă. Nu, n-am pregătit nimic altceva. Am revenit atunci când l-am scos de la frigider. Să vă pun și o muzică frumoasă ca să nu vă plictisiți. Era moale și uite, îl strâng, încerc să fac micii și curge apa acolo, fac 1, 2 și după aceea am zis să fac deasupra la farfurie, că dacă nu apa, sucul, pardon, că dacă sucul cade tot peste, la fiecare dată îl iau și aceeași muncă. Am reușit să-i fac destul de rotunzi, dar oare vor rămâne legați? Am pus o tigăiță cu niște ulei totuși, că mă gândeam, zic, mă, dacă fac ca și micii, fără ulei, fără nimic. Și nici n-am pus ulei în compoziția mea. Zic, dacă și nici, vedeți bine că n-am nicio materie grasă. Poate dacă aș fi folosit cheia, era altfel, că era mai gelatinoasă, cine știe, ar fi dat starea de mic pufos. Eu cu bulgurul meu riscam și am riscat să fie și tare, pentru că el, pe măsură ce își lua jugul, lasă îngrușa, se lipea. Dar, după cum vedeți, nu pare să fie făcut această reacție invers decât ceea la care m-am gândit. Papi Kitchen vă îndeamnă să faceți mai puțin, căci nu sunt adeptul la astfel de mici. Dom'le, eu sunt favorabil când zici sarmale să fac din foi de varză, carne și ce mai punem pe acolo, iarnă. Sau la diferite ocazii. Dacă vorbim de sarmale de post, păi, tată, și mai ții și post, după mine nu e post, pentru că te gândești deja prin facerea și prin crearea ceva asemănător la sarmale, deja postul s-a spart, ai păcătuit, pentru că îți imaginezi și poftești la sarmalele alea. Postul e post și na, trebuie să faci mâncare de post cu alte ingrediente, alte legume, fructe, cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și câte ne-a lăsat. Sunt bucuros că până acum cred că v-am vorbit fără greșeală. Dar voi și sunteți cei care pardon, ar trebui să bem niște apă că mi s-a uscat gura datorită faptului că este cald. Dar nu, rezist până la capăt. Mai am puțin. 5 minute și uitați cum iese sucul de acolo. Și veți afla ce s-a întâmplat cu micii vegetarieni al lui Papi Kitchen. Deci ziceam că micul e mic, tată. Ăla pe care știm de când ne-am născut. Cu cărniță, cu carne de porc sau carne de porc și vită sau carne de porc și vită și oaie sau carne de porc și oaie, carne de oaie și vită sau cum vreți voi. Ceea ce facem noi aici sunt niște crnăciori, să zic, sau
niște bulete de vegetariene. Da, nici cărnuțul nu putem să zică, să zicem. Cel mai corect ar fi trebuit să zicem ceva asemănător ca nuci. Bun. În schimb, voi ce mai ziceți, ce mai spuneți, ce mai ați făcut prin viața voastră? Ah, trebuie să vă anunț ceva care trebuie să faceți atenție. Era un nene, se numește Dan, de la Nevodar și făcea stribing-uri și l-am anunțat mai demult, ai grijă că începe să-mi pută la tine pe canal, că ai șobolan, ai cârtiță, ai năpârce, ai mulți oameni nedoritori. Da, și nu a ascultat. Și am ieșit pentru că deja un șobolan începuse să vorbească, să plângă el de mine pe canalul alții, cum face șobolan. Cine știe că e șobolan, nu puteți să-i spuneți. Așa, și ce s-a întâmplat acum vreo 4 zile, că din greșeală am dat peste acest lucru și am aflat? Făceam un streaming și cineva i-a băgat o secvență porno pe streamingul lui și uite că i-a închis canalul dintr-o dată și săracul avea 1000 și vreo 300 de abonați. Mai avea vreo 100 de ore până să monetizeze canalul. A muncit atât de mult de un an de zile și a fost distrus să vadă că această muncă care este asiduă și care totuși îți ia din timp, îți ia din timpul care îl petreci cu nevasta, copiii sau cu bărbatul, cu copiii, cu prieteni. Și vine un cioflingar, un jăgos, un împuțit și își permite să facă așa ceva. Na, bine că am ieșit de mult din aceste cercuri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii să ies și să nu mai intru pe acolo, pentru că nu duce la nimic. Sunt canale care sunt numai făcute să spurce această frumoasă platformă și dacă te asociezi cu ei, dacă le-ai permis să vină la tine pe canal, îți strică și ție canalul ușor, ușor. Așa, ajungem la sfârșit. De fapt, vă mai arăt și tigăița. De fapt, acum vă arăt pentru prima oară. Primul defect. Bulgurul ăsta, când se prăjește, pocnește ca și floriceaua. Deci trebuie să vă spun că în bucătărie am avut vreo 10 bucățele care au zburat pe aici pe acolo. Vedeți, îi apăs, dar cu frică să nu-i sfărâm. Îi mai întorc și ați văzut cum s-a mișcat un bulgur de ăla. Și am văzut că se sfărâmă totuși și acum am ajuns la finalul primei serii. Am 18 minute, mai rămâne un minut și ceva. Ăștia-s micii, vedeți că primul l-am luat mai tare așa, s-a sfărâmat. Pe ceilalți am luat mai cu atenție și am reușit să îi păstrez. Așa. Și era musai ca acești mici vegetarian să-i mănânc cu muștar. Clasic, nu? Acum ia să vedem ce gust au. Niam, niam. Wow! Îi țineam cu atenție să nu se sfărâme, recunosc. Se sfărâmau dacă îi strângeam mai tare. Dar la gust au fost excepțional. Plouă în gură și acum. Și vă asigur, calitatea a fost, dar bulgurul mi-a stricat pasența. Nu o să mai folosesc bulguri decât la colivă. Iată că mă apropii de sfârșitul acestui clip și vă mulțumesc în mod special tuturor celor care ați rămas până la capăt. Ați fost drăguți și dăruind vei dobândi. Dacă nu dai nimic, nu ai nimic. Vă mulțumesc pentru atenție. Au revoir.